Neața, ne pregătim de plecare într-o excursie off-road. Mergem spre lacul vulturilor. Mașina se pregătește și urmează să decolăm. Undeva pe DN1 am așteptat să ne strângem toate mașinile astfel încât să plecăm cu toții la drum. Unii nu au ajuns la timp, așa că, cu părere de rău, am purces la drum. Mașina cu care ne-am deplasat este un Opel Frontera fabricat în 2003 cu motor de 2200 cm³. Diesel, 120 de cai putere. Are tracțiune integrală nepermanentă, cuplabilă la buton, dar un element foarte important îl reprezintă reductorul, care o ajută în terenul foarte accidentat și mai ales pe coborările abrupte, pentru că acolo nu e indicat să te atingi prea mult de ambreiaj și mai ales de frân. Singurele modificări sau schimbări față de dotările de serie au fost kitul de suspensie mai înaltă și mai performantă și anvelopele Mud Terrain, care asigură o aderență și o protecție mult mai bună în condiții de off-road, noroi, zăpadă, pietre, nisip, față de cele normale de stradă. Din punct de vedere tehnic, e o mașină destul de simplu construită, teoretic cu niște cunoștințe tehnice și câteva scule împreună cu manualul tehnic ai putea să o desfaci singur până la ultimul șurub. Dotările nu sunt multe, dar îndeplinesc un minim esențial. Geamuri electrice, oglinzi electrice și încălzite, pilot automat, computer de bord și aer condiționat. Ne-am oprit un pic pe marginea drumului. Am văzut aici o botegă. Să mergem să ne luăm niște apă, niște berică, ceva. Cam asta e locul în care ne-am oprit. Suntem trei mașini până la urmă. Gata, pauza la sfârșit. Ne-am blindat cu bere, cu mici. Și ne cățărăm. Operațiunea a desunflat cauciucuri. La ieșirea aceasta am scăzut presiunea la 1,2 bari, mai mult pentru confort decât pentru aderență. La ce bolovani erau pe drum, ne-am protejat cumva fundurile și articulațiile, și ale noastre și ale mașinii. Deja am intrat pe drumul rău, dar nu cel mai rău. Urducăneală maximă. Avem între roți, cred că e traversabil. Uitați-vă, fraților, cum se vede aici. Uitați-vă cât de fain e. În stânga e scurtătură. Roger, recepție. Băi, bine, așteptam la întrebarea asta, dacă urcăm pe sus. Bip, dar cred că și în față e bine. Acum, ocolul Silvic e SRL, mai nou. Da, uite, ocolul Silvic. Taie lemne pe aici, ocolul Silvic. Platforma primară. Aha, deci de aici se încarcă lemne. Deci trebuie să apară acum Dacia Papuc cocoșată cu doi chinezi la bord. Doi chinezi negri. Doi chinezi negri, diferentari, care cară lemne, nu? Începe să fie frumos aici. Da, chiar începe să fie, da, fain. Foarte tare. Da, uitați-vă ce e aici, uitați-vă cât de fain e. Bine, știu că se vede foarte aiurea, am mișcat tot ce filmez acum, dar revenim cu imagini mai frumoase când ajungem acolo, da? Și drumul ăsta este absolut spectaculos. Cameramanii pe poziții, vă rog.
Ia să vedem unde am oprit aici. O clădire care pare fără geamuri, nu știu ce e aici. Dărâmată. Hai să vedem, să ne apropiem, să vedem care e combinația cu clădirea asta. Nu, dar da, poate o cumpărăm și ne facem. Da, poate o cumpărăm. Da. Nu cred că cineva o să zică. Ce ziceți, cumpăr clădirea asta sau mă mai gândesc? Mai gândesc, ia să vedem ce e aici, fraților. Este o investiție pe termen lung. Foarte multe bucății ascunse. A, uite cât de mișto e înăuntru, uite ce ecou. Pensiune face aici. Pensiune, da. Dar oare ce a fost aici? Grajd. Și înăuntru lucruri care pot fi valorificate. Nu se mai deschide ușa aici. E o masă aici în drum, dacă... Ia, stai așa. Blocată. Bine, poți să intri pe geam. Acesta era bideul pe care l-am dat. Ușile chiar sunt scoase din loc. Sunt de mare... Ia uitați-vă aici ce aerisire naturală. Dar să nu cadă pe mine chestia asta. În timp ce filmez pe aici, ne încumetăm și pe aici un pic. Ia să vedem ce-i pe aici. Nu e rigid. Pare să aibă niște fier de tonul. Da, foarte interesant. Nu știu ce a fost. Dar cu siguranță n-a fost grăști. Dar clădirea este într-o stare de degradare avansată. Da, a, ce bine. Ia uite planșeul cum arată. Are și un pod aici, fii atent, uite pod. Păi cred că podul ăla a mai salvat un pic de nu s-a de noapte până acum. Da. În 7-8 ani de ce înainte. Așa. Da, mă, păi e preparate speciale. Să nu uiți de bidou. Bideu a fost cel care se pleacă. Uite și cuiburi de păsări, rândunele, ce-o fi păci? Da, da, dar-s multe. Da. Putem fi siguri că sunt de rândunele și nu de viespi. E ok, mișto. Cum e sus? Și acolo în depărtare o stână. Aici în spatele meu clădirea minunată pe care tocmai ați văzut-o. Voilà. Am avut parte de o zi însorită, fără nori, fără ploaie, o temperatură perfectă. Am avut stații de emisie recepție pentru a comunica cu ușurință între mașini, știut fiind că semnalul telefonului mobil nu va fi grozav, indiferent de rețeaua la care este conectat. Cum trece prin apă.
gata, am pornit iar din nou la drum. Mă, normal ar trebui să mai avem foarte puțin până acolo. Moment în care probabil o să ne relaxăm și noi un pic, să mâncăm ceva. Să prindem un vultur 2. Din păcate ne-am oprit aici, ne-am împotmolit, pentru că, da, o să vă arăt și vouă, pur și simplu nu se poate trece pe aici. Cam așa stau lucrurile pe aici. Destul de rău aici. Riscul să rămâi blocat aici. Da. Ei s-au dus până mai sus să exploreze, să vadă cam cum e traseul mai încolo. Adică să vedem dacă măcar merită forțat aici. Vedem ce e dincolo. Și așteptăm. Deznodământul. Care-i deznodământul? Aici e partea cea mai ok. Da. A, deci... Dacă vrei, poți să iei, să urci un pic acolo, că nu e mult, să vezi ce e imediat după. No. Următorul pârâu.
Ia uitați, fraților, unde am ajuns. Uitați-vă unde am ajuns aici. Este superb.